mai este niciun secret că vedetele strigă prezent la evenimentele importante din industria beauty. Nu au lipsit nici de data aceasta de la lansarea unor produse noi de îngrijire a părului și a feței. Fostul soț al Andrei Marin, fizioterapeutul Tungeus Turk, Cristina Spătar, Iuliana Marciuc, Adela Diaconu, Adina Buzatu și Alina Laufer sunt doar câteva dintre personalitățile care au fost interesate de acest eveniment. Doamnele au fost interesate în special de tratamentul Botox, dar pentru păr de data aceasta. Știu că-ți faci, Sara, știu că-ți faci foarte des tratamentul cu Botox. A câta oară ți l-ai făcut de curând? De curând a fost a treia oară, sunt foarte mulțumită, mai ales ca și artist, îți dai seama, părul mereu este agresat, ședințe foto, concerte, mereu trebuie să-i fac, să-l întreb, să-l îngrețez și uite așa, părul se deteriorează și sunt foarte mulțumită de acest tratament. Vedetele au afișat un look relaxat de cocktail în ton cu evenimentul ce a avut ca scop prezentarea noii echipe de specialiști a unei academii de frumusețe. Nu mai este niciun secret că atât domnii cât și doamnele au grijă de aspectul lor în aceeași măsură și apelează la tratamente ori de câte ori este nevoie. Yeah, I do take care of my face. Yeah, not so much, but here, yeah. This is the place that I always take care too much. Every day I wash it and I take care with my... Yeah, yeah. Pe lângă produsele de calitate superioară folosite, și specialiștii sunt importanți. Sunt specializat pe tunsoare, culoare, dar facem și tratamentele cu Botox. Chiar am o cutie de Hair Botox în mână, care regenerează firul de păr, îl întărește, îl umple, iar ca bonus vine și cu o îndreptare. Adică clientele care au părul puțin ondulat și îl vor tot timpul drept și stau toată ziua cu placa sau cu peria în păr, au scăpat de ceva timp petrecut cu fenul în mână din cauza tratamentului cu Botox. Atât domnii cât și doamnele s-au arătat interesate de mai multe proceduri inovatoare de frumusețe, precum tratamentele cu Botox, argan sau vitamina B7 pentru păr, epilarea definitivă cu tehnologia revoluționară SHR. Îmi place ca părul clientelor să fie sănătos și cred că asta primează în general în spatele scaunului, atunci când un păr este sănătos și arată bine. Bună, eu sunt Aurelia Teodorescu și sunt specialist în frumusețe, în special pe estetică make-up artist. Îmi place foarte mult această meserie, deoarece înfrumusețează femeia, o aduce în prezent, o aduce să fie conștientă de frumusețea ei și de pielea ei și, în special, să aibă grijă de sănătatea tenului ei, pentru că asta este cel mai important. Deși a fost un eveniment dedicat frumuseții, nici partea culturală nu a fost ignorată. Fiecare invitat a primit din partea organizatorilor una dintre cele trei cărți scrise de Ioana Lee, Ai Suru, Ai Iubi, Coșmarul American și Reflecțiile unui blog trotter.